Salut! Uite că am venit înapoi aici într-un loc care pentru mine e special. Am avut multe experiențe care au făcut ca eu să cresc din punct de vedere spiritual. Poate că nu vezi legătura, dar spun eu că fiecare experiență ne schimbă. Fiecare întâlnire cu cineva, fiecare ceartă. Noi suntem creaturi care evoluăm. Evoluăm înspre o direcție sau în alta, înspre distrugere, înspre creație. Noi suntem niște ființe care suntem ca un fel de cloud în termeni ai rețelelor de calculatoare. Deci noi acumulăm informație bazată pe diverse experiențe, memorăm chestii, le procesăm, dar comparat cu ceea ce numim noi cloud sau stocarea asta în rețea, noi suntem ființe mult mai complicate. Deci noi nu numai că ne conectăm cu alții la nivel al celor cinci simțuri, dar noi ne și gândim, noi și procesăm. În cloud se stochează sau în calculatoarele locale se procesează. Avem diverse lucrări din astea de software care... Băi, ăștia au pornit helicopterul, când vorbeam eu. Dar nu l-am pus eu pe ăla să pornească acum, dar de fapt asta e, aeroportul are surse de gălăgie și tu trebuie să ne vezi sau să te vezi pe tine ca o ființă, o creatură super specială. Niciodată să nu te subestimezi. Să nu ți subestimezi capacitățile. Deci nu numai de a te conecta. Numai de a te conecta cu alții și cu Dumnezeu. Dar și cu tine însuți, când îți procesezi gândurile și faptele și acțiunile tale, da? Ai șansa să monitorizezi, să vezi în ce direcție te duci, să te autoanalizezi și să te compari cu alții. Așa gândește mintea umană, prin comparație cu diverse referințe. Că te compari cu vecinul care e mai bogat, că te compari cu ăla care e negru și tu ești alb. Așa este mintea umană, are nevoie de puncte de referință și tu alegi dacă vrei să ai punct de referință un înțelept, un moșulic înțelept care a trecut prin filtrele vieții și care la vârsta asta dă de la el înțelepciune altora, sau vrei să te compari cu cineva care distruge lumea stânga-dreapta. Acum, am să zic ceva pe scurtuț, că eu sunt aici pentru altceva, nu ca să înregistrez chestii spirituale. Când te rogi pentru cineva, de fapt te rogi pentru tine. Și să spun și cum funcționează și o să ți se pare ciudat, dar asta nu este un video sau un canal pentru oamenii simpli. Eu n-am să încerc să spun... Hai să-ți arăt cum să faci rugăciunea ca să-ți meargă bine. Nu să spun, hai să-ți arăt cum să devii bogat. Hai să-ți spun cum să fac vrăjitorii. Hai să-ți dau o rețetă cum să faci prăjitura cea mai bună. Aia e pentru oameni simpli. Dacă vrei de astea, du-te pe internet și selectezi canale care îți dau o mură în gură. Și n-ai nevoie de minte să gândești. Nu m-am pic să închid pe ăsta, să-l dau mai încet. Aici e un canal sau am un canal care este pentru oameni care se deschid la minte, care nu iau ce spun eu ca și lucru adevărat și care încearcă să gândească pentru sine, pentru ei, să vadă, băi, de la ăla, de la ăla, de la ăla, care este adevărul. Și spun ceva,
Nimeni nu știe adevărul. Nimeni nu știe adevărul. Nimeni nu știe ce suntem cu noi aici. Noi suntem musafiri în lumea asta de când ne naștem. Și învățăm regulile locului, învățăm să ne folosim costumul ăsta, învățăm să ne descoperim pe noi și să descoperim pe Dumnezeu sau cine ne-a creat. Și întotdeauna o să învățăm până murim. Și niciodată nu o să aflăm răspunsul. Ăia care cred că știu adevărul, ăia de fapt sunt alți orbi, care poate că văd lumea prin realitatea lor, prin ochii lor. Dar noi nu avem ochii deschiși ca îngerii, ca Dumnezeu, ca puținii din lumea asta care sunt conectați cu Dumnezeu la nivel informațional, energetic. Deci puțini sunt cei care au văzut un pic din informația asta, din lumina asta care conține informație. Deci nu lumina care e produsă de soare și care te ajută să vezi mai bine în timpul zilei. Nu, mă refer la lumina informațională care îți deschide mintea ca să afli mai multe. Să afli ce-i cu tine aici. Mulți trăiesc în întuneric, chiar dacă în jurul lor e lumină orbitoare. Bun, să zic așa, că încă o dată, să repet, deci suntem orbi conduși de orbi. Orbi conduși de orbi. Și încearcă să te apropii de... vine ăștia care formează, care zboară împreună. Încearcă să te apropii de ăia care sunt conectați cu Dumnezeu, dar nu neapărat ăia care e indoctrinați de religii care le spune urmează cartea asta, urmează cartea alaltă, urmează cartea alaltă. Nu zic că Biblia nu-ți dă informații, nu zic asta. Biblia îți deschide mintea altfel. Altfel. Dar nu înseamnă că doar Biblia are adevăr. Deci nu este adevărul absolut, Coranul nu este adevărul absolut, lucrările budiste nu au adevărul absolut. Sunt adevăruri care, dacă ai capacitate să te distanțezi de aceste conexiuni spirituale cu Dumnezeu, sau metode de conexiune spirituală cu Dumnezeu, încep să vezi lumea mai larg, încep să vezi că și ăia îți dau un adevăr, o versiune a adevărului, și ăialalt îți dau o versiune a adevărului, și ăialalt îți dau o versiune a adevărului. Atâta timp cât oamenii se apropie de Dumnezeu printr-o metodă care duce la o lume mai bună și care te distanțează de capcanele diavolului. Bun, când te rogi pentru cineva, te rogi pentru tine. Și am să dezvolt un pic ceea ce am spus acum. Deci ăștia merg să zboare. Cred că merg la un tour sau o raită, dau o raită cu avionașul mic și încarcă în avion sau cineva are un copil. Deci aterizează pe 3-3 care este aia, o să aterizez acolo, nu o să aterizez aici care este 1-5, pista 1-5. Nu știu dacă, că nu vreau să-mi bag nasul pe pistă, pe aici, că, da, e voie până într-un anumit loc, plus că n-am vestă pe mine ca să mă fac vizibil. Bun, când te rogi pentru cineva, te rogi pentru tine. Ce se întâmplă? Că în momentul în care tu faci lucruri bune pentru omenire, cumva Dumnezeu îți vede lumina ta, care conține, oricum te vede și să aude gândurile oricum. Deci asta n-ai cum să te ascunzi când gândești aiurea. Dar în momentul în care tu îți acționezi corpul ăsta, tu, sufletul, îți acționezi corpul ăsta, care este
o mașinărie biologică și tu acționezi în lumea asta virtuală, gândurile și intențiile tale sunt monitorizate. Aha, ăsta trece pe deasupra, trece încolo. E posibil să, să încerce pista aia. Deci, da, dacă trece pe deasupra, înseamnă că trece încolo, face la stânga și aterizează acolo. Ok. Și înainte de a face o acțiune, să zicem că păcătuiești ceva, te duci la curve și eu știu, încerci să-ți satisfaci nevoile emoționale împinse de nevoile corpului. Și sau lipsa de fericire. Am dat asta, explicația asta și în altă registrare. Și te, înainte de asta, de fapt, ai o acțiune premeditată. E mintea ta care deja procesează diverse intenții. Ia, asta e gagica care vorbește și care e cu avionașul ăla acolo. Și Dumnezeu știe intențiile, știe și motivele. Chiar dacă în mintea ta încep să vii cu explicații de-astea, că de fapt vrei să-i faci un bine la curva aia, sau că te mănâncă nu știu ce și nu mai pot, sau nu știu, deci dacă vrei să dai explicații spirituale, să-ți salveze fundul de la judecata divină, alea știu, adică nu încerci tu să prostești. Te prostești pe tine, dar nu, n-ai cum să prostești entitatea asta informațională care este undeva peste tot. Este cumva în cloud. În cloud, dar este un sistem care conține și informații de la tot și toate și de la toată lumea și de acum, de la începuturi. Și e un sistem care gândește. N-am cum să descriu Dumnezeu ca o persoană, că Dumnezeu nu e o persoană. Deci este un ceva complex care n-ai, poate să manifeste ca o persoană pentru înțelegerea noastră. Sau dacă se manifeste ca o persoană, este ca noi să înțelegem, că noi suntem făcuți să interpretăm lucrurile așa cum a vrut Dumnezeu să interpretăm. Bun, și hai că acum ăsta vine, aterizează și poate cât îl las. În momentul în care faci o rugăciune pentru cineva, ți se aude rugăciunea și dacă persoana aia trebuie să treacă prin sănătoșire, ok, atinge jos, ok, atinge, atinge, încă mai putește, 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 putește. Oh, știu femeia asta, cred. Cred că o știu, dar cum de zboară avionul ăsta? Ea are alt avion, dar în fine. E una care lucrează aici la școala din spatele meu. Și posibil, poate greșesc. Și dacă Dumnezeu vrea să decidă, sau decide să, că vrea să dea sănătate la persoana la care, pentru care te rogi, este pentru motivele lui. Este că persoana aia merită sănătate, persoana aia a făcut ceva pentru alții și rugăciunile altora sunt ascultate, deci persoana aia cumva merită să primească sănătate și cei care se roagă, se roagă pentru persoana aia pentru că ei cred că na, persoana aia e prietena lor, e rudă, e din familie și au nevoie să o ajute, vor să o ajute. Dar Dumnezeu are criteriile lui, nu te ascultă ție ruga ca să-ți facă ție o plăcere, nu, nu, nu. Dumnezeu joacă un fel de șah la nivel interdimensional pe care noi nu avem puterea să-l înțelegem. Cât e de mare puterea lui Dumnezeu care se aranjează și se aranjează inclusiv mișcările planetelor. Și dar în momentul în care tu te rogi, ruga ți-a ascultat oricum. Dar ce se întâmplă că prin întâmplarea asta, ca persoana aia pentru care te rogi să-i meargă mai bine, să aibă sănătate, să
să facă copii, dacă vor copii, să reușească la examen, de fapt, ai să vezi fericirea din mintea sau din ochii persoanei respective, ceea ce îți dă ție o satisfacție, că ruga ta s-a împlinit. Și în felul ăsta, realitatea ta se modifică și ai să vezi că ai să ai o viață mai bună. Deci cu cât ai mai mulți prieteni sănătoși, cu atât tu vezi sănătate în jurul tău și vezi o viață cu oameni mai fericiți. Și asta spune că realitatea ta se schimbă. Deci plantezi copaci, ok? Ce se întâmplă, îți modifici realitatea, pentru că ai să vezi un copac în plus sau o pădurice în plus, ai să ai aer mai bun, ai să ai liniște mai multă și în felul ăsta tu ți-ai modificat realitatea. La fel, când alegi să te conectezi cu prieteni răi sau cu oameni răi, deci, pentru că asta e în mintea ta și alegi sau găsești ceea ce cauți și ceea ce ai în mintea ta. Și ai să vezi că nu mult timp mai târziu, realitatea ta se schimbă și ai să vezi oamenii că sunt și mai răi. Pentru că ai să aduni mai mulți prieteni răi în jurul tău. Dacă începi să bârfești, Dumnezeu îți dă mai mulți oameni care bârfești. Și ai să vezi că lumea din jurul tău se modifică. De ce? Pentru că o să fii atras sau atrasă de oameni care bârfești. De ce? Pentru că tu ai inițiat acțiunea aia. Ai început să bârfești și ceva îți dă o emoție. Îți dă o emoție când bârfești. O emoție care îți satisface o nevoie. Nevoia de dragoste. Asta e de rădăcina și răspunsurile care le-am mai dat în trecut. Și începi să bârfești și cine te ascultă la bârfă? Ei, bârfele, altele, niște javre care asta fac și ele, se aseamănă ca tine, încearcă să bârfească și ele, sau și ei. Și când începi să te uiți stânga-dreapta, lumea care are nevoie să bârfească te găsește. Și tu îi găsești pe aia care au nevoie. Deci cumva vă adunați și lumea e o lume de păcătoși. În curând, ai să-ți dai seama că lumea este plină de cazuri, de distrugeri, pentru că aia care sunt păcătoși, în general, sunt plini de păcate și de informații, ca și cum sunt mici servere care conțin informații adunate din experiențele lor și a altora, că ei spun și ce e în casa altuia, și împrăște mai departe informații de la ei și de la alții. Și este ca și cum ei sunt surse de informație, tu ești sursă de informație și vă adunați, vă conectați și în momentul în care împărțiți povești de-astea nasoale, că e cu tremur acolo, că atâta lume a murit dincolo, că prim-ministrul României face de-alea, că alea, atunci ai să, asta informație care îți colorează mintea și să ignori bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că mintea ta acum găsește plăcere în informații supărătoare, destructive, informații legate de păcat și de distrugerea lumii. Deci astea o să-ți ia puterea minții, uite vulturașul acolo, alea o să-ți ia puterea minții și o să te deconectezi la Dumnezeu. De ce? Pentru că puterea minții tale e limitată. N-ai cum să te gândești și la Dumnezeu în același timp, și la povești de răutate. N-ai cum. Dumnezeu a făcut mintea limitată, mintea umană limitată cu un anumit scop. Că putea să creeze, cum o creat așa o ființă complexă cum ești tu, putea să creeze un individ mult, mult mai complex. Și îți spun eu că sunt indivizi sau ființe create de același Dumnezeu, mult mai avansate și mai complicate pe alte planete. Numai că noi nu știm chestia asta, noi nu știm că încă suntem, facem pași mărunți ai umanității și nu avem cum să ne înțelegem sau să ne întâlnim cu ființe mai avansate încă, pentru că ar fi un șoc pentru noi. Ar fi un șoc pentru noi care noi n-am putea să înțelegem ce se întâmplă în mintea lorlalți. Și așa că încă mai trece, mai încet, încet, la un moment dat lumile o să se conecteze. Dar deocamdată ai șansa să construiești o lume mai bună sau o lume mai rea. Dacă te gândești la Dumnezeu,
n-ai cum să bârfești, pentru că mintea ta, dacă chiar se gândește la Dumnezeu, se gândește numai la frumusețe, la ceva care să te uimească, să te impresioneze de capacitățile și de frumusețea creației. Ia, deci cum sunt eu aici? Am venit aici să admir și vulturii, și pădurile, și munții ăștia care acoperiți cu zăpadă acolo sus, deci munte de 2700 și ceva de metri, acoperit cu zăpadă, și eu sunt uimit. Vin aici să mă alimentez inima cu uimire și cu dragoste de natură. Dacă eu vreau să stau să mă uit numai la știri, păi nu puteam să mă gândesc la Dumnezeu la vremea aia, că mintea mea n-are, deși zicem noi că e multitasking, nu ai cum să te gândești și la Dumnezeu și să te gândești cu iubire, să iubești lucrurile, natura și realizările omenirii, din punct, alea bune, vulturii să... să abia acum au venit. Ăsta e un prieten al meu. Și n-ai cum să te gândești și la alea care spune și să te gândești la problemele omenirii și în același timp să dai și vina pe Dumnezeu, să zici că Dumnezeu e ăla care lasă, închide ochii la suferință și nu ajută, nu se bagă, nu rezolvă. Ia, am mai zis în alte înregistre, de ce Dumnezeu lasă să se întâmple chestii. Și acum să închid înregistrarea, că vine băietul cu avionul încoace și s-ar putea să mă duc la o tură. S-ar putea să mă duc la o tură cu oameni care au inimă, că dacă omul era o javră, nu mă conectam cu el, putea să-mi dea un avion degeaba și nu mă conectam cu el. Nu vorbim, hai că pa, pa!